Mare atenție ce cumpărați din magazine. Un client care a vrut să cumpere un pepene roșu dintr-un supermarket din Iași a avut neplăcuta surpriză să constate că pepenele avea un miros neplăcut de detergent. Omul a luat totuși pepenele acasă, întrucât are de gând să-l ducă la analize. Nu, pare stricat în mirosul. Fermentat, efectiv. Nu mă gândeam că e altceva, știți? Mirosul ăla nu e de fermentat. Ce poate fi mai bun într-o zi călduroasă decât un pepene roșu? În plin sezon al pepenilor, un bărbat din Iași a vrut să cumpere un astfel de fruct dintr-un supermarket. A avut neplăcuta surpriză că acesta să aibă un miros neplăcut de detergent. Clientul a rugat reprezentanții magazinului să încerce mai mulți pepeni și au constatat că toți aveau același miros. Mai mult decât atât, atunci când este tăiat, pe coaja fructului apare o spumă ciudată. Spumă de detergent nu face niciun fruct de pe planeta asta. Spumă de detergent nu face niciun pepene, niciun fruct absolut nimic. Bărbatul a luat totuși pepenele acasă pentru a-l duce la analize, curios să vadă ce substanță conține acest fruct. Eu am să vă las ca să aveți probă, vă las partea mai mică, partea aia altă mai mare o iau și o duc la probe. Chiar vreau să știu ce am cumpărat de 6 lei.